Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip despre tractorașul meu de la OMAC, modelul TG16000, tractoraș pe care îl știți din videoclipurile mele anterioare de pe YouTube, în care aveți diferite activități din gospodăria mea, de la tuns iarba prin livada de nuci, prin livada de pomi fructiferi și multe alte activități despre acest tractoraș, cum ar fi chiar unboxing-ul, dar aveți și videoclipuri cu schimbul de ulei al acestui tractoraș. Suntem în 18 noiembrie 2023, după cum puteți observa în jurul meu avem zăpadă, vine iarna, chiar dacă suntem într-o lună de toamnă. Și vreau să vă arăt cum pregătesc eu acest tractoraș de la OMAC, modelul TG16000, pentru a-l depozita pe o perioadă mai lungă de 30 de zile. Voi face exact cum recomandă și producătorul, adică cei de la OMAC. Sunt recomandări utile, practice, pentru o durată lungă de viață a acestui tractoraș. Tocmai din acest motiv vă recomand nu doar la acest tractoraș, la fiecare produs în parte pe care îl dețineți, să citiți manualul cu instrucțiuni, pentru că acolo aveți exact ideile și informațiile de care aveți nevoie, ce se pliază exact pe produsul dumneavoastră. Poate multe dintre răspunsuri pe care le căutați se află chiar în manualul cu instrucțiuni. Producătorul acestui tractoraș de la OMAC ne recomandă, dacă deținem acest tractoraș și îl depozităm pe o perioadă mai lungă de 30 de zile, mai ales aceste indicații sunt pentru perioada rece a anului, mai exact în iarnă. Când vine iarna, trebuie să facem următoarele două lucruri, două aspecte foarte importante. Mai exact, trebuie să înlăturăm acumulatorul de 12V și 18A al tractorașului pentru a-l depozita într-un loc sigur, fără umezeală, la temperatura camerei, bineînțeles, circa 18 grade, pentru a-l proteja. Și bineînțeles, aveți în pachet, pentru cei care ați văzut unboxing-ul acestui tractoraș, aveți încărcătorul pentru ca periodic să încărcați această baterie pentru a-i spori durata de viață. La partea frontală avem rezervorul de combustibil, rezervorul de benzină, în care producătorul ne recomandă să scoatem benzina din rezervor, pentru că, după cum bine știți, ea în timp își schimbă din proprietăți și nu mai este la fel de bună. Vă dați seama, dacă eu astăzi las această benzină în tractoraș, suntem în noiembrie și următoarea dată când voi folosi acest tractoraș va fi în martie, circa peste 4 luni de zile în care tractorașul stă, iar benzina își schimbă proprietățile și nu va fi la fel de bună. Tocmai din acest motiv, în videoclipul de astăzi, voi înlătura acumulatorul de 12V și 18A al acestui tractoraș și, bineînțeles, voi scoate benzina din rezervor într-un recipient pentru a-l pregăti și a-l depozita exact cum ne recomandă și producătorul. Pe lângă aceste două aspecte importante, producătorul ne recomandă, bineînțeles, ca acest tractoraș să fie foarte bine curățat, să fie suflat, să nu aibă impurități, atât filtrul cât și partea motorului să fie curată. Iar depozitarea să fie la un loc uscat, fără intemperii, și dacă se poate să fie acoperit și cu o prelată pentru a-l proteja cât mai bine. Bineînțeles, la fel ar trebui să procedăm cu toate produsele pe care le deținem pentru a le prelungi sau a le lungi durata de viață cât mai mult timp. În momentul de față suntem la etapa în care vom scoate benzina din rezervor. Aici avem furtunul care vine din rezervor, furtun care are și un robinet.
pentru a asigura o cât mai bună scurgere într-un recipient. În primă fază vom închide acest robinet. Vom avea nevoie de un patent. Are această siguranță ce ne permite să scoatem furtunul. După ce am dat siguranța înapoi, tragem de furtun. Acesta este furtunul. Nu curge benzină pentru că robinetul este închis. Iar acum vom pune acest furtun în acest recipient și vom da drumul la robinet. Puteți să observați cât de ușor se scoate benzina din acest rezervor. Bineînțeles, trebuie să avem răbdare pentru că benzina din rezervor, adică în rezervor mai avem circa 3 litri și va trebui să avem răbdare până vom scoate toată această benzină din rezervor. Bineînțeles, benzina o putem folosi la alte produse, cum ar fi motoare în 2 timp sau în 4 timp, ce pot fi folosite în perioada de iarnă. Eu voi folosi această benzină la drujbă, voi pune ulei de amestec. Benzina din acest reactoraș este una direct de la pompă, cifra octanică de 95. Pentru că, după cum se poate observa, acest motor este un motor în 4 timpi, de 16 cai putere și 452 capacitate cilindrică. Am mai spus mai multe detalii despre acest motor în alte videoclipuri. Este un motor foarte bun de la Stiga, este by Stiga, iar modelul motorului este ST500, iar el are acest cod TRE801. Pentru a grăbi procesul de scurgere a benzinei, înlăturăm dopul rezervorului pentru a avea aer și a permite o scurgere cât mai rapidă. Puteți să observați și benzina din rezervor. Este o benzină, bineînțeles, curată, direct de la pompă. În momentul de față vom întrerupe videoclipul până când vom scoate toată benzina din rezervor și vom reveni după finalizare. Cât timp se scurge benzina din rezervor, putem lucra în paralel la înlăturarea acumulatorului de 12V și 18A. Pentru acest lucru avem nevoie de o șurubelniță fixă și o cheie fixă de 8. Trebuie să fim foarte atenți pentru a introduce totul la loc exact așa cum era, pentru că la primăvară, când vom pune din nou acumulatorul, să avem exact toate accesoriile pregătite. O să mă mut pe partea cealaltă. Nu este o poziție tocmai bună pentru a desface, dar nu este nici foarte greu. Trebuie doar să avem răbdare.
am scos bornele plus și minus. Acum mai avem această bară dintr-un plastic dur, ce permite acumulatorului să nu vibreze în timpul utilizării. Am scos și acumulatorul de 12 V și 18 A. Recuperăm toate accesoriile pe care le-am pierdut. Și le vom monta pe borne pentru a le putea găsi la primăvară exact la locul în care avem nevoie. Avem bornele pregătite pentru montajul de la primăvară. Va mai fi nevoie să suflăm tractorașul, pentru că, după cum se poate observa, mai avem resturi de iarbă sub caroserie. Introducem și această bară la locul ei, astfel încât la primăvară să avem totul pregătit. Acum avem acumulatorul de 12V și 18A pe care îl vom depozita. În momentul de față l-am verificat, iar el este încărcat. Periodic vă voi ține la curent, cred că voi face un alt videoclip când voi pune acest acumulator la încărcat, pentru a-și păstra capacitatea lui la potențial maxim. Probabil în tot acest timp s-a scurs și benzina din rezervor. Ne întoarcem pe partea cealaltă pentru a verifica. După cum se poate observa, s-a scurs și benzina din rezervor. Sunt circa 2,5 litri de benzină. Vom închide robinetul. Vom introduce furtunul în acest filtru. Iar cu ajutorul patentului luăm siguranța și o montăm pe filtru pentru a strânge furtunul la același locaș. Și bineînțeles vom pune și dopul, capacul rezervorului la loc. Cam acestea au fost etapele enumerate în manualul cu instrucțiuni, etape foarte importante atunci când dorim să depozităm tractorașul mai mult de 30 de zile. Ați putut observa pe parcursul acestui videoclip cum am scos benzina din rezervorul acestui tractoraș. Este un procedeu foarte simplu, ușor de realizat de către oricine. În paralel am scos și acumulatorul de 12V și 18A pentru a-l depozita într-un loc uscat și la o temperatură constantă. Acum tractorașul este pregătit pentru depozitare. După ce voi închide acest videoclip, voi mai sufla încă o dată tractorașul pentru a-l curăța foarte bine. Însă asta am vrut să prezint în acest videoclip, cele mai importante aspecte pe care le dorește producătorul pentru a menține tractorașul în condiții optime de depozitare. Aceleași lucruri le consider eu foarte importante a fi realizate de către oricine și la orice produs pe care îl avem noi acasă,
atât motoare în 2 timpi, cât și motoare în 4 timpi. Acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar pentru a fi la curent cu cele mai noi produse și cele mai noi activități din gospodăria mea, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!